Stadionul Ion Oblemenco, fieful Universității Craiova, locul unde au coborât în iarbă cei mai iubiți fotbaliști pentru a face fericiți zeci de mii de suporteri, a fost călcat de către Marile Glorii la ultima festivitate organizată pe arenă. Prefectul de Dolj, Sorin Răducan, și viceprimarii Craiovei, Dan Dașoveanu și Mihai Genoiu, le-au împărțit glorilor științei bucății din gazon pe ritmurile imnului științei, interpretat de Ciri Maier. Hai Craiova! Dacă ai timp, cu toții asistăm la începerea demolării acestui stadion pe care dumneavoastră ați obținut în cei 48 de ani rezultate remarcabile. Pot să spun că fotbalul mare la nivel de cluburi a început odată cu performanțele echipei Universitatea Craiova, memorabilă fiind acea semifinală cu Benfica Lisabona. Noi, la Craiova, într-o singură echipă, Craiova Maxima, avem și extraterestri și galactici. Mă uit aici și văd câteva sute de milioane de euro valoare, în fapt, acestor minunați oameni care ne-au dăruit cele mai frumoase clipe. Nu pot să vă spun, pentru că dumneavoastră sunteți oamenii faptelor și noi vorbelor, decât un singur cuvânt. Respect. Am avut respect când jucați, am avut respect, după aceea voi avea respect în continuare pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru Craiova. Vă mulțumesc! Sunteți oamenii care, precum Mihai Viteazu, ne transmiteți așa o stare și un fior pe șirea spinării când ne aducem aminte de ceea ce ați făcut și ceea ce ați fost. Mulțumim Costică Ștefănescu, mulțumim Neanelu, mulțumim Nea Petre, mulțumim Zoli, mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut și pentru faptul că existați. Vreau să ne bucurăm în tribunele stadionului cel nou de tot ceea ce o să facă copiii care vin din urmă, copiii dumneavoastră, copiii noștri, copiii Craiovei. Cel mai tânăr dintre componenții Craiovei Maxima, Gheorghiță Giolgău, a fost și cel care a vorbit din partea foștilor jucători ai Universității Craiova. Cu lacrimi în ochi vă spun că ne vom despărți de acest teren. La fel ca domnul viceprimar, suntem bucuroși fiindcă la Craiova există un plan pentru ridicarea unui dintre stadioanele frumoase din România. Am înțeles că sunt și bani pentru acest proiect. Cei care investesc la ora actuală au plecat la drum în urmă cu 2 ani, fiind convinși că vor realiza performanțe pe care noi, foștii fotbaliști ai Craiovei, le-am realizat prin aducerea câtorva titluri de campioane în oraș, câtorva cupe care iarăși suporterii noștri, dar nu în ultimul rând, noi am adus la stadion peste 40.000 de oameni, lucru care în provincie se întâmplă foarte rar. Fiecare dintre fotbaliștii Craiovei a primit o bucată de gazon înrămată, alături de o plachetă inscripționată cu mesajul „Atât timp cât cerul va fi albastru, veți fi deasupra tuturor”. Stadionul Ion Oblemenco, templul fotbalului Craiova, 18 mai 2015. În ordine alfabetică, Pavel Badea. Aurel Beldeanu. Între gloriile prezente la eveniment s-au numărat Bâtlan, Marcu, Țară Lungă, Victor, Niculescu, Purcaru, Oprea, campioana unei mari iubiri, Craiova anilor 70, Cârțu, Beldeanu, Ungureanu, Donose, Lung, Craiova Maxima anilor 80, Ștefan Stoica, Adrian Popescu, Mogoșanu, George Biță, Pavel Badea, campionii din 1991, Gabi Popescu, Marius Sava, Vancea, Marius Iordache, Tibi Lung, generația anilor 2000. Circa 200 de persoane au participat la festivitatea de astăzi. Suporterii sunt așteptați mâine, începând cu ora 16 pe stadion, să ia câte un suvenir.